Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am un invitat special pe tatăl meu, Ioan Bembea. Am întrebări pe care le-am primit de la voi și cărora o să încercăm să le răspundem cât mai cuprinzător. Dar pentru început o să-l las pe el să spună câteva cuvinte despre el, pentru cei care nu-l cunoașteți absolut deloc, ca să intrați așa cumva un pic în atmosferă. Deci ce ne poți spune așa despre tine în câteva cuvinte? Înainte de toate, un salut celor care au bunăvoința să ne urmărească. Despre mine ce să vă spun? Peste o lună de zile, mai puțin o lună, voi împlini 88 de ani. La mulți ani! Sunt născut în Munții Apuseni, în comuna Bucium, de lângă Abrudă, o comună învecinată cu Abrudul și cu Roșia Montană. Într-un sat de mineri, însă oamenii trăiau acolo din agricultură, că mineritul era ca la loz în plic. Poate găsește aur, poate nu găsește aur. Și atunci vitele asigurau hrana oamenilor. Am făcut școala pedagogică la Brud, apoi am funcționat 2 ani învățător la Scărișoara, într-un cătun pe vârful muntelui. Te întrerup un pic acum, despre asta o să le povestim, că mi se pare un episod foarte interesant. Așa, apoi am urmat studiile la Universitatea din Cluj, ca profesor de română, și am lucrat în învățământ toată viața, cu excepția 4 ani, când am fost primar al municipiului Turda, absolut din întâmplare, cum zice. Nu chiar din întâmplare, dacă ai fost ales. Mă rog. Propunerea a venit absolut din întâmplare, propunerea de a fi primar. Probabil că da. Și ce să vă mai spun? Fiind început de emisiune, un bun venit și un moment de comunicare reciprocă. Că am văzut că ați transmis niște întrebări Ioanei și mă bucur că mi-ați acordat atenția. Așa, pentru care vă mulțumesc din tot sufletul. Foarte multă lume mi-a pus întrebări începând de astă vară, de când am făcut filmulețul de la Bucium, excursia de la Bucium, în satul natal al tatălui meu. Bucium, păi, în județul Alba, nu știu dacă ai zis că era județul Alba. Și de atunci mă tot întrebați despre el. Așa că astăzi o să începem cu întrebările. Le-am notat aici pe o hârtie, pentru că le-am selectat din multitudinea de comentarii pe care le-am avut la un alt video. Și prima întrebare se referă la despre cum se învață acum în școli. E o întrebare care are un răspuns foarte amplu, dar înainte de a răspunde la întrebarea asta, aș vrea să ne spui cum se învăța în școli în primul tău an de învățământ, deci când ai fost învățător în primul an, în Scărișoara, sau de fapt nu se numea Scărișoara satul. Satul era Rung, sau Pucălățești, zicea la început, până s-a transformat în denumire de Rung. Mai există? Mai există localitatea? Adică mai sunt oameni acolo? Muntele există, tot acolo. Dar casele s-au împuținat, oamenii au plecat. Când m-am dus acolo, mi-au făcut proiecte, așa cum se deschid anul școlar, cum se deschid școala. După cum făceați voi la practica pedagogică, nu? Exact. Și după cum se obișnuia și la Brud, la școala pedagogică. Prima zi era cu festivități. Mi-am pregătit un discurs și aștept să vină copiii. 4 copii, din 68 de copii, 4 au fost în prima zi în școală, prezenți. Acolo oamenii nu-și trimiteau copiii la școală decât după ce venea zăpada, că își păzeau vitele, fiecare avea un mic ogor, un mic de teren agricol, fânați și își păzeau vitele, că din asta trăiau. În ce an era asta? Era în 1953. Și în septembrie 53. Când am ajuns acolo, și eu sunt născut într-un sat de munte, la Bucium, de acolo, nu e atât de sus și de la altitudine mult mai joasă. Aici când am ajuns, ne-am repartizat pe 10 august, ca să avem posibilitatea să beneficiem de aproape un salar întreg pe luna august, înainte de 1 septembrie. Și cum ajungeai în sat? În sat de la Câmpeni până la Scărișoara erau 28 de kilometri până în centrul comunei. Și de acolo, din centrul comunei, pe munte în sus, pe un drum de foarte noroios, pe un drum de car, se ajungea greu de tot și era cam
Eram tânăr atunci, ore, ore jumate făceam până... Deci numai pe jos puteai să ajungi acolo? Nu, numai pe jos. Cu bagaje, cu cărți, bagaj, cu... Da. Și din primul meu salariu am cumpărat un lighean și un rucsac din Câmpeni. Și am venit cu ligianul sub braț și cu rucsacul în spate până la Scărișoara, cu 30 și ceva de kilometri. Și tu acolo erai învățător pentru toate cele patru clase, nu? Nu, mai era un post. Mai era un post. Era, atunci se înființase școala cu două posturi pentru 68 de copii. Și mai era o absolventă de la Cluj, eu eram de la Abrud, ne-au repartizat tot câte doi, un băiat și o fată, cu ideea că poate ne căsătorim așa și atunci se stabilește o continuitate în învățământ, că rămân acolo. În... Totul se aranja. Totul se aranja atunci, da. Totul era pe termen lung. Și sediul de școală era? Nici vorbă să fie sediul de școală. Era o, în casa unui cetățean de acolo, o casă care avea o cameră mare, vreo 4 pe 5 metri, și alături avea o cămară. Și cum eu nu aveam unde să locuiesc, proprietarul casei, care era și om de serviciu la școală, avea și o indemnizație de 25 de lei pentru că tăia lemne și mătura sala de clasă. Și el mi-a spus că dacă... Deci tu erai învățătorul și directorul și el era administratorul. El era administratorul. Și a tăiat un geam la cămara aceea, mi-a făcut mie cameră și le-au tencuit pe trei pereți. Că cel spre clasă, spre sala de clasă, nu mai trebuie tencuit, că acolo nu vine frig. Și până la urmă veni copiii la școală, cei 68 de copii. Am pornit prin la casele oamenilor și asta e vorba cu fiecare. Că... Și le-am explicat că e mai important viitorul copiilor decât vacile și oile și caprele pe care le aveau și cai. Și treptat, treptat i-am determinat să vină la școală și care cum venea, le spuneam povești frumoase încât ei se cereau să vină la școală, că le plăcea și mă jucam cu ei în pauze și eu și învățătoarea care era cu mine acolo și i-am cucerit așa prin, nu prin obligație, cât i-am determinat pe copii să preseze, să-și preseze părinții să-i lase la școală. Dar care erau mai mărișori, care ar fi fost în clasa 3-a, 4-a, știau să citească? Să știau... Știau să citească, mai fost la școala de centru. Dar erau foarte mulți neștiutori de carte, fiindcă era departe, era o oră și jumătate pentru copil să meargă până la școală din centru. O oră jumătate dus, o oră jumătate întors. Exact. Și părinții, nici părinții nu știau să citească. Și cei mai mulți părinți erau neștiutori de carte. Că atunci s-a introdus alfabetizarea. Vă dați seama, în 1953 erau o mulțime de adulți care nu știau nici măcar să citească. Și eu l-am considerat neștiința de carte ca un handicap. Că este un handicap. Și tot atunci s-a introdus o lege că erau angajați pentru angajare la un loc de muncă trebuia să ai minimum 4 clase primare. Și acesta a fost un motiv și o condiție pentru ca oamenii să vină să fie interesați să facă, să înscrie la cursul de alfabetizare. Și am avut peste 100 de cursanți la cursul de alfabetizare. Mulți din, o parte din ei, nu mulți, știau deja să scrie, să citească, dar nu aveau nicio hârtie că au absolvit 4 clase. Cursurile de alfabetizare erau în două cicluri. Tu făceai cu el, cu tot, tu făceai cu ei cursurile? Și eu și colega. A, deci tot voi, deci nu te venea altcineva? Nu venea altcineva, sigur. Dar veneau seara după ce plecau copiii acasă, de două ori pe săptămână numai. Și era și un prilej să întâlni tineri între ei, că cei mai mulți erau tineri și le plăcea să vină la școală și le citeam poezii de Coșbuc și de Octavian Goga și de Topârceanu, poezii astea. Și rezonau cu... Da, le plăcea să... Da? Și eu făcusem un aparat de radio cu galenă, fără curent electric, o antenă foarte lungă. Nu era curent electric, să nu vă imaginați că era curent electric în Bucălățești. O antenă foarte, foarte lungă și un pământar. Și după revista Știință și Tehnică, cu ajutorul unui frate al meu, mi-am făcut un aparat de radio cu galenă. Și acolo, la un condensator variabil, mișcai butonul și apărea o mulțime de posturi. Și le dădeam să asculte, punea casca la câte unul la urechi, așa rămâne de încântat că se aude ceva în casca aceea. Și ce să te mai întreb acum, cât de des plecai de acolo din
tu călățești sau ajungeai în oraș sau cum face, ce mâncai, ce cumpărai, cum îți duceai viața? Au fost vremuri foarte, foarte complicate. Aveam dreptul și ni se dădea cartelă. Aveam dreptul la 7,5 kg de făină de grâu pe lună. Cartela era atunci nu numai acolo, era în toată țara. În toată țara, sărăcia, da. De după război. Și mai aveam dreptul la jumătate de kilogram de zahăr. Deci numai făină și zahăr, atât? Atât primeam. Restul trebuia să fie scurs singur. Și acolo, la unde am stat în cămăruță, mă administram singur. Mai duceam de acasă slănină, brânză și îmi făcea o femeie pâine, din făină, aceea deam făină și îmi făcea câte o pâine, două pe lună, cam două pâini pe lună, îmi făcea de două pe lună, din cele 7 kg de făină. Și se usca pâinea, da? Muiam în lapte fiert și mă descurcam. O duceau greu toți, așa? O duceau greu, da. Și copiii erau așa de săraci că nu, și era departe de cooperativa din centru. Și nu aveau caiete, nu aveau creioane, nu aveau radieră. Și când coboram eu cu rucsacul acela care l-am cumpărat din primul salar, umpleam rucsacul cu caiete și cu creioane de la cooperativă și la aceeași copii n-aveau bani. Și le distribuiam ca și când le-ar fi distribuit gratuit, dar niciun părinte nu rămânea dator. Îmi trimitea bau un litru de lapte, bau două ouțe și mă descurcam. Un episod drăguț, un băiat mi-a adus un litru de lapte și zice: tovarășul învățător, l-am adus, dar ce până s-a răcit, o vin ciora și-a luat spuma de pe lapte. O vin pe, la noi pe târnați acolo și... Da, cred că el o luase. Ba, nu iar, nu, că iau ciorile și... Că, da? Realmente. Și s-a scuzat că nu mai era așa gras laptele, că luase spuma aceea cu smântână de pe lapte. Așa au fost vremurile atunci. Și, dar copiii erau foarte drăguți și aveau sau comunicam cu ei în tezie tot și veneau, ieșeam în pauză. Erau cu minți? Erau cu minți ascultători și când ieșeam în pauză, în curtea școlii era iarbă. Era o pajiște foarte frumoasă și largă, curtea școlii. Și le organizam jocuri în curtea școlii și toți veneau să stea lângă mine sau lângă doamna învățătoare, lângă cealaltă colegă, să ne prindă de mână. Și când ieșeam afară, toți erau ciorchini de mâinile noastre să se prindă. Din copiii ăia de atunci, mai știi pe cineva sau știi pe cineva care a reușit să se ridice și să plece de acolo și să trăiască o viață mai bună? Da, poate că mă știu eu, poate că află. Unul, Redac Nicolae, era inginer la Timișoara sau la Arad, pe acolo, pe undeva, am aflat mai târziu. S-au ridicat și au fost șoferi între ei și... Adică s-au smuls din statutul ăla de a trăi numai chiar din... De a supraviețui. De a supraviețui prin a face doage și ciubere. A fost vremuri cu totul deosebite și plecarea în armată a fost ca un colac de salvare. Că am plecat de acolo din... Dar am lăcrimat și eu și au plâns și copiii după mine. Da, te-ai bucurat că ai plecat în armată? M-am bucurat că știam că după armată am... alte perspective să ajung la un alt post. Acolo, dacă întindeai bine mâna, aproape că puteai pipăi bolta cerului. Jos pe comună era Arieșul, era un munte și celălalt munte. Era numai drumul albia Arieșului și iar munte. Și din loc în loc merea câte un pic de lărgământ, unde erau câteva case și iar dispăreau casele. Și iar începea să curgă Arieșul numai printre, fără nicio casă în dreapta sau în stânga. Era foarte izolat. Era foarte izolat acolo, da. În schimb, sus erau platouri întinse, cu pajici frumoase, cu preluci, cu poeni de brad, cu... acolo era viața oamenilor, sus pe plaiuri, pe vârful muntelui. Deci ăla a fost primul loc de muncă pe care l-ai avut. Da. Și atunci nimeni nu se gândea că se refuze un loc de muncă. Doar de aceea ai făcut atâta școală. Când a ajuns să fii învățător, să ai un loc de muncă, să primești un salar, erau foarte încântați că am ajuns să avem loc de muncă, să fim învățători. După aceea, mă rog, ai făcut facultate, ai devenit profesor de limba română și când am ajuns eu în clasa a 5-a, mi-ai fost profesor în tot gimnaziu, între clasa a 5-a și a 8-a, deci 4 ani. Tu ai vrut?
să alegi clasa mea. Era o clasă bună, da. Sau cum te-ai gândit? Așa te-ai gândit că ar fi mai bine să fii tu profesor? Uite, la asta nu te-am întrebat niciodată. Cum, prin ce conjunctură am ajuns să fiu elevat ta? Ce vreau să-ți spun? Fiindcă eu te-am promovat și nici am lăsat niciodată corigentă, acum mă promovezi tu pe mine. Da. Stai că am aici o întrebare legată de asta. Am o întrebare. Ai spus că ți-a fost profesor în gimnaziu. Cum se desfășurau orele? Era exigent? Aici ar trebui să răspund eu. Nu era exigent într-un sens pozitiv, dacă aș putea era să spun. Era disciplină în clasă. Aveau copii o motivație fantastică să învețe. Că toți cei care învățau bine reușeau să intre la un liceu performant. După aceea, intrau la, dacă învățau bine la liceu, intrau la o facultate bună. Dacă la facultate învățau bine, erau în vârful listei la repartizarea unui post, la prinderea unui post, că toată lumea primea, era repartizată în muncă. Și era o motivație continuă. Da, faptul că era exigent, acum ce vreau să spun, de exemplu, nu țipai niciodată, nu strigai niciodată. Și acum, nu știu cum mai este în școală, dar pe vremea mea, aveam niște profesori, profesoare, cum mai mult profesoare erau unele isterice de-a dreptul. Când se enervau, că mai făceau și noi gălăgie, mai cum sunt toți copiii, urlau și țipau de zângâneau geamurile. Tu erai foarte calm așa, niciodată. Aveai și autoritate. Asta e. Tot timpul elevul trebuie să fie ocupat cu ceva în timpul orei. Dacă îl lași 5 minute, se face haos în clasă, se face un dezastru. Mi-aduc aminte, apropo de indisciplina unor școlari. Odată Ioana s-a jucat, s-a făcut ceva și i-a făcut observație și a continuat să șoptească cu colegul de bancă sau cu colega de bancă. Zic, Ioana, mâine vii cu mama de la școală. Asta a fost spre amuzamentul colegilor. Asta a fost pedeapsa care i-a dat-o. Mâine vii cu mama de la școală. Da. O întrebare care mi-a plăcut foarte mult de la cineva care are un canal de YouTube, Român la Montreal se numește, și zice așa, ar fi interesant să ne povestească tatăl tău despre cum era să fii profesor pe timpul său, așa, și cum își motiva elevii să învețe sau cum îi ajuta pe cei care aveau dificultăți. Și asta chiar era unul dintre punctele tale forte, că îi motivai să învețe. Îi motivam. Mi-aduc aminte că erau elevi mai slăbuți. Dacă eu o mângâiere pe cap, pe părul ăla tuns, cărea ca un arici, îi spunea, bravo copile, uite și tu ai putut să ai obținut nota 5 la teză, bravo, vezi că tu poți. Mergea zburdând acasă că l-am apreciat. Trebuie tratat diferențiat. Elevilor capabili se mărește pretenția, adică exigența e mare, elevilor mai puțin dotați, trebuie să le înțelegi, să-i înțelegi și pe ei că atâta pot, dar să-i stimulezi, să le creezi impresia că pot și că pot face. Și dacă fiecare zi pleca de la școală cu ceva în plus în bagajul lui de cunoștințe și de deprinderi, era o performanță, era un lucru bun. Și de aceea spun că elevii te absorb, te privești și așteaptă și la vârsta în care vreau să știe că vreau, îs interesat să afle cât mai mult și erau texte literare frumoase de tot. La română era o plăcere să predai. Eu înțeleg că la unele materii mai și acolo poate să facă profesorul să poată face agreat. Dar și materia contează. Că dacă, la română când le predai Moartea Căprioarei, Labiș, sau Un om necăjit, sau Fefeleaga, sau alte și alte texte frumoase de tot. Depinde și cum le prezinți, cum vii să le spui, dacă le și povestești așa un substrat, dacă știu de unde provine povestea, nu așa numai să le-o trântești în față și să citiți că asta este. Poate copiii nici nu înțeleg contextul în care a fost scrisă sau... Da, așa este, trebuie să iubești copiii, asta e tot secretul. Dacă ți-ți dragi copiii, să te faci cadru didactic. Dacă nu ți-ți dragi copiii, să nu te faci... Că mănâncă ficatul, cum se zice. Dacă nu te agrează copii, dacă tu nu-i agreezi, ei simt lucrul ăsta. Dar pe și ei să răzbună. Că te tocă minut de minut.
și te hârie, cum se zice. Am aici o întrebare de la Cristina G. Cred că aveți o relație foarte frumoasă cu Ioana și sunteți extrem de mândru. Aș vrea să ne povestiți cum era Ioana în copilărie. Cum eram eu când eram mică? Ce vreau să spun, că în momentul în când un părinte are un copil, se trezesc în om niște sentimente cu totul noi. Oricât ai spune că iubești copiii, până nu ai copilul tău, nu pricepi, nu simți acest lucru. Mi-aduc aminte după ce s-a născut Ioana, când mă trezeam noaptea și mă uitam să nu-i vie cumva plăpunoara pe față, pe nas, să sufoce acolo, și așa o urmăream și... pe urmă... Eram un copil calm? Eram un copil foarte calm, n-ai plâns, n-ai țipat niciodată, și pedantă de când erai micuță. Odată ai căzut cu mânuțele în praf, în curte, în așa, și ți-ai scuturat pălmuțele, și de când ai fost mică ai început să-ți citesc o carticică, Fetița urâtă. Ah, mi-aduc aminte de... Era o carticică... Lia, nu? Sau aia era alta? Nu mai știu dacă o chema Lia. Lia. Așa. Și erau niște file de carton și sub fiecare desen era un rând cu text, o frază, două. Și era o fetiță care nu-i plăcea să spere, nu-i plăcea să se pieptene, nu-i plăcea să... așa. Și am constatat că după câteva, la un an și ceva, a fost un copil precoce. Și la un an și ceva, când răsfoiam cărticica aceea seara când ne culcam împreună, am rămas surprins că Ioana deja știa textul în tocmai ce scrie sub fiecare desen, pe fiecare pagină. Și vorba la școală, în clasa 1, învățătoarea mi-a spus că i-a testat, nu știu cum, și că Ioana a fost cea mai bună. Zic, doamna învățătoare, întâmplare. Ba, nu, zice, nu, întâmplare. Zice, să știți că strălucește. Și bineînțeles că am fost încântat. N-ai vrut nici să mă laude, așa că oarecumva erați colegi cu... Da. Maria Sima mi-a fost mie învățătoare. Foarte dragă mi-a fost învățătoarea. Și ce să mai spun? Era un copil foarte receptiv. Printre altele, aveam casa la stradă și era o poartă care, ca la toate casele. Și odată am văzut Ioana poarta deschisă și a chemat-o pe mama sa. Mamă, hai și închide poarta să nu iasă Ioana. Că pe stradă circulau mașini, camioane mai vezi pe atunci, când erau autoturisme când era mică. Stăteam la o altă casă care a fost demolată când eram eu de vreo 3-4 ani. Nu? Și păi zice, dacă știi că nu trebuie să iasă Ioana, și nu ieși. Dar eu chemat-o pe mama să închide poarta ca să nu iasă Ioana. Da. Trec acum la alt gen de întrebări, într-un alt registru. Ne întreabă o doamnă care a fost judecător și s-a pensionat. Are 49 de ani și zice așa, la ce vârstă s-a pensionat tatăl dumneavoastră și care a fost impactul asupra psihicului? Cum și-a umplut timpul liber și cum și-a ținut mintea ocupată? Sunt interesată de răspuns, întrucât am 49 de ani, proaspăt judecător pensionat și toată lumea îmi spune că o să fie foarte rău. Mă voi plictisi maxim, iar faptul că mintea nu va mai fi antrenată, voi îmbătrâni înainte de vreme din toate punctele de vedere. Da, ce vreau să spun? Eu toată viața am scris pe tablă și de la sfârșit de ore îmi scria tabla. După ce m-am pensionat, am început să scriu la sugestia copiilor. Zice, tovarășul profesor, de ce nu scrieți asta? Că ce ne povestiți dumneavoastră e mai frumos decât în cărțile noastre. Îmi spunea, mi-aduc aminte câte o elevă. Și după aceea mi-a rămas ideea asta. Deci după ce te-ai pensionat nu te-ai plictisit niciodată? Nu m-am plictisit, că m-am bucat și mi-am mai depănat din amintirile și din experiența de viață pe care am acumulat-o în parcursul anilor. M-am pensionat destul de târziu, la 67 de ani, în 2002. Eu sunt născut în 1935 și nu m-am plictisit. Mi-am găsit de lucru, am și o
casă, unde în grădină stropesc pomii, mai cultiv salată și roșii, roșii foarte bune. Și roșii. Ce să zic? Dacă și trebuie să ai ocupație. Să ai ocupație și să relaționezi cu oamenii din jurul tău. Că dacă nu ai ocupație, începi să te preocupe bolile pe care le-ai putea face. A, apropo de boli. Eu nu mă duc la doctor, că nu-mi place statutul de pacient. În momentul în care te duci la doctor, te trimite la analize. Dacă una nu-i bună, duce și mai fă încă una, mai fă încă una și îți intră ideea că stai să vezi ce... Acum totuși îți faci și tu analizele periodice, adică... Le fac, da. Dar vreau să spun că, în general, în școala pedagogică, ceea ce mi-a creat mie o deprindere, s-a predat igienă și de către medici, ca să cunoaștem toate semnele bolilor, mai ales pentru copii. Și acolo ne-a explicat ce înseamnă un vaccin, ce înseamnă o injecție pentru tratament, pentru uciderea microbilor și prevenirea prin vaccin. Și ne-a instruit oarecum în sensul că să ne autocontrolăm, că singuri ne putem dirija sănătatea, în mare măsură, dacă ne hrănim corespunzător, dacă avem un mod de viață... Și să nu iei medicamente în prostie. Da, asta. Da, asta că... Acum iarăși te întrerup, eu copil fiind, foarte rar am luat medicamente, chiar numai când eram bolnavă, când am avut scarlatină, de exemplu, a trebuit să fac antibiotic, am făcut, dar așa toată ziua, bună ziua, să-mi dea ceva pentru febră sau pentru niciodată. Când aveam febră, ne dădea mama compot de struguraș și ne scădea febra imediat, nu știu cum se întâmpla asta. Și un sfat pe care mi l-ai dat și pentru care îți rămân recunoscătoare toată viața, când a fost Cristina foarte, foarte mică, avea o lună, mai puțin de o lună, știu că ea e născută în decembrie, în ianuarie, a fost o zi cu soare și am stat cu ea în brațe, pe bancă, în curte, mai mult decât se stă cu un nou născut. Am stat, nu știu, vreo oră sau pentru că era soare, totuși a fost frig pentru că era ianuarie și s-a răcit, adică s-a răcit, curgea așa un pic nasul. Și fiind atât de mică, 3-4 săptămâni cât avea, am chemat imediat medicul să vedem, să nu fie ceva grav. Și medicul mi-a prescris o listă de medicamente. M-am dus și le-am luat de la farmacie, că erau gratuite pentru copii atunci. Și atâta era punga de medicamente. Și copilul era atâta. Și tata a zis, dacă îi dai toate medicamentele astea acum, toată viața o să trebuiască să ia medicamente. Și zice, sfatul meu e... să nu îi le dai, că dacă nu are febră, și nu îi le-am dat. Și bine am făcut că, uite, Cristina, niciodată nu a luat antibiotice copil fiind. Nu mi-aduc aminte să-i fi dat vreodată antibiotic sau alte medicamente. Da, abuzul de medicamente nu-i bun și sigur că sunt necesare în multe situații. Da, acum tu nici nu sătuiești lumea să nu meargă la medic. Nu, absolut, sigur că da. Fiecare cu... să treacă prin raționamentul și să... să-ți cunoscă propriul corp. Să-ți cunoști propriul corp și cum reacționează. Dar eu zic că din hrană îți poți dirija sănătatea. În primul rând din hrană. Mai mult decât orice medicament. Dacă vezi că colesterolul mărit mai redus din ouă și din smântână. Apropo, să vă spun o chestiune la care medicul meu de familie a rămas. Era să cadă de pe scaun. Mi-a spus cum să mă hrănesc și nu știu. Zic, doamna doctor, stați pe scaun să vă spun ceva. Eu de 20-30 de ani, în fiecare dimineață, consum 2 ouă, o omletă, fac din 2 ouă. Mănânc 14 ouă pe săptămână, numai la micul dejun, plus celelalte care sunt preparatele culinare. Și colesterolul e în regulă. Fiecare persoană e altfel, nu există doi la fel. Așa că... Dar nici nu mănânci foarte multă carne. Adică cumva compensez că... Da, întotdeauna la masa de prânz, eu singur fel, o ciorbă cu un pic de cărniță și atât. Și felul întâi și felul doi, nu mănânc niciodată două feluri. Ca și mine, un singur fel nu este suficient. Și sunt atâta abuz de mâncare și când mergi la o nuntă și când mergi la restaurant, niște porții supradimensionate. Eu, la o nuntă, dacă mănânc aperitivele, am terminat cu masa pe seara aceea, pe ziua aceea. La un restaurant, când vezi un grătar acolo că abia cabe pe farfurie, păi nu pot să mănânc atâta. Eu nici nu vreau să mănânc atâta. Dar nici nu-mi cere organismul. Nu, dar aș putea să mănânc atâta.
Cred că sănătatea de care ai tu parte acum vine și din copilărie, când ați avut o alimentație foarte sănătoasă, fără Da. chimicalele de acum. Chiar ce mâncați cel mai mult? Zilnic, spunea că oamenii de la noi erau mineri, dar se trăia din agricultura aceea montană. Dacă nu ai fi avut o vacă cu lapte sau două vaci cu lapte, dacă nu ai fi avut câteva oi, porcul și găinile, nu s-ar fi putut trăi. Asta era. Produsele de la oi și oile pe vremea aceea le țineau în primul rând pentru lâna lor. Asta era foloasele oilor. Lâna era preponderent, adică 80% din valoarea unei oi era lâna cu care te îmbrăcai. Și vacile că îți asigurau laptele. Cărnițe mai rare erau, că mâncam, când tăia porcul sau toamna când tăia câte o oaie. Porc tăiați o dată pe an numai? Porc o dată pe an, da. Da. Și din când în când câte un vițel. Și se obișnuia la noi, cum nu erau frigideri atunci, când tăiau cineva un vițel, ducea la vecini un picior sau o jumătate de picior, îi ducea carne și când tăia el, și el îți aducea. Și că în felul ăsta aveai posibilitatea să mănânci mai des carne, nu numai o dată. Și ca să o păstrăm câteva zile, o puneam într-o găleată, carnea care avea mai multă, și o puneam în fântâna deasupra apei. Fântâna era destul de adâncă, 4 metri, și acolo era răcoare. Și acolo o păstra, acolo era frigiderul. Și o legam cu frânghie adâncă și o scoteam afară când, deasupra apei, ca să stea la temperatură relativ scăzută. Nu știu cât o fi fost acolo, vreo 8-10 grade, 12. Da, mai ținea mai mult. Era mai răcoare decât în casă. Și de sărbători cum era? Că acum tot se apropie Crăciunul și toată lumea vorbește de Crăciun. Mă întreba cineva, care e mirosul care îți aduce aminte de copilărie? Când simți așa un miros? În primul rând, bradul și narcisele. La noi, pădurea coboară până la streașina pădurii în spatele casei. Și pădure de brad acolo, că e altitudine mare. Și pădure de brad și acolo la noi sunt câteva terenuri întinse cu ca niște câmpuri cu narcise. Și pe acolo pășteam vitele uneori. Era un parfum de narcise, că mergea de plăcere să numai să simți mirosul narciselor. Și acum cultiv acasă narcise, nu pentru frumusețea lor, atât pentru frumusețe, că și ele au frumusețe delicate. Dar mirosul ăla e ceva cu totul aparte. Dar cred că toți ați auzit de Poiana Narciselor. Poiana Narciselor, evenimentul care are loc în 21 mai. În mai. Duminica din apropierea datei de 21 mai. De Constantin și Elena atunci. Da. Și deci mirosul de brad și de narcise? Brodul și narcisele, da. Mirosul de fân. Când simt miros de fân proaspăt, iarbă proaspăt tăiată, imediat mă duce cu gândul la bucium. Și iarbă tăiată, da. În fânul de curând cosit. Neli ne mai întreabă sau ne dă o sugestie pentru interviu să ne povestești magia sărbătorilor pe vremea când erai copil, pentru că în bucium e superb. Magia sărbătorilor. Era o magie? Era într-adevăr o magie. Așa așteptam sărbătorile. Nu pentru cadouri. Cadourile ne făcea haine noi. Asta era marea noastră bucurie și se părea că toată lumea se uită la noi, că avem cioareci, niște pantaloni de cesuze, mama, în casă. Și veston nou și tata ne făcea câte o căciulă. Dacă făta o oaie mai repede și era neagră cu părul, cu blănița creață, îl sacrifica mieluțul mai repede ca să iasă blănița frumoasă și ne făcea căciulă. Și asta era, ne făcea haine noi, numai la Crăciun și la Paști. Dacă ne-ar fi văzut mama cu nasturile lipsite, să nu spunem acasă, ce mă faci de rușine tot satul, cum umbli cu nasturi, cu vestonul fără nasturi. Acum s-a trecut dincolo, că oamenii își rup hainele ca să pară altfel. Sfârșiate. Sfârșiate, da. Mama a făcut, ce mă faci de rușine, că ai un nasturi, sau că umbli cu pantaloni rupți în spate sau la genunchi. Trebuia să fim foarte onorați, să nu, sau cu ghetele, la școală. Și era un moment al lecției verificarea ținutei elevilor. Și la școală, și la mai de mult la scărișoara, primul lucru când intrai în clasă, îi luai pe elev la întrebări, să-ți verific dacă ai batistă, dacă ți-s unghiile tăiate, dacă-s ghetele făcute bine, dacă ești pieptănat frumos, dacă ești tuns, sau așa.
Și era o preocupare a noastră să ai ținuta corespunzătoare. Și cum îi înveți pe copii, rămân cu aceste deprinderi. Au cunoștințe, dar nu au deprinderi până nu le aplică, până nu le... E o deosebire între cunoștințe și deprinderi. Aveați haine noi de, și de pași de Crăciun. De Crăciun făceați brade? Nu făceam brade. Era pădure în spate. Mai târziu, când a fost sora mea mai... Aveam o soră mai mică cu 4 ani, nu o să ierte că a murit. Când am mai crescut noi, ceilalți frați mai mărișori decât ea, am adus brad și am început să facem. Și mama făcea niște prăjiturele astea rotunde, uscate, cum le zice, un fel de pișcoturi. Niște fursecuri? Niște... Fursecuri, așa, și cu... le, avea o stanță, că le găurea să le facă... Făcea niște șaibe? Niște steluțe sau cercuri sau așa, și le agățam prin brad. Și mai târziu au apărut bomboane de zahăr în staniol. Și furam bomboana și lăsam staniolul acolo să le imite. Și ca să știm care au conținut și care nu, suflam așa spre brad și care se legănau prea ușor, știam că zgoare. Deci, în anii, când erai tu mic, lumea nu făcea brad. Nu făceam brad. Adică era un sat de țărani care nu făcea nimeni în sat. Brad împodobit. Ba, era cineva care făcea și îl punea la geam și îl vedeam. Era un mare funcționar la minele statului la Roșia Montană. Și el avea o fată și îi făcea brad. Acolo erau mulți nemți la mine și cred că era un obicei nemțesc. Nemții au adus obiceiul ăsta. Da, clar. Brad împodobit din țările germane, da. În primii ani ai copilăriei mele nu făceam brad. Numai după aceea au început să introducă bradul. La noi în sat această familie avea prima dată care a introdus bradul. Mm-hmm. Era un funcționar. Și așa de sărbători ce mai făcea? Sau chiar în ziua de Crăciun? Ce făceați? Mergeați la biserică? Mergeam la biserică, dar era un frig la biserică, ne înghețau picioarele acolo, stăteam acolo și... Era neîncălzită biserica. Era neîncălzită biserica și pavajul era din cărămidă și era frig. Dar seara mergeam la colindat și ne bucuram. Acolo nu se dau mere sau... se dau bani. A, de erație... era un sat mai bogat, așa să zic, de față de celelalte sate... ne dau bani și tot îi număram, pe urmă, când împărțeam banii, că eram în echipe, cu 2, 3, 4 și ne bucuram dacă... Și meniul de sărbători în ce consta? Ce făcea bunica așa ceva mai deosebit de mâncare? Cozonaci? Era tăiat porcul și făcea cozonaci, sigur că da. Cu ce erau cozonacii? Cu nucă sau cu mac? Cozonacii erau cozonac, gol. Fără nucă, fără mac? Fără nucă, fără mac. Era cozonac, era ca rotund, așa ca... ca o pâine mai mică, ca un parastas. A, nu era o tamă din ăștia așa? Nu. Nu, era așa, ca o pâine mai mică și ne bucuram și mâncam. Era un lux că mâncam la Paști sau la Crăciun, mâncam cozonac cu cafea cu lapte. Adică făceam, nu mâncam numai cu lapte, că mâncam cu cafea cu lapte. Deci nu aveați probleme cu excesul de zahăr. Nu. Apropo de zahăr, când găseam pe câmp primele frăguțe vara, frăguțele alea de câmp au aromă mai aparte, nu sunt căpșunile astea care se... Sunt și pe câmp căpșuni mici, dar erau frăguțe. Și când mâncam primele frăguțe, așa ne fulgera maxilarul, așa salivam de intens, te simțeai că se zeată maxilarele de bucuria aceea, de plăcerea de a mânca niște frăguțe dulci. La Bucium nu prea sunt fructe, pentru că e altitudine mare și nu știu, pruni poate că mai... Pruni sunt mulți. Dar nu sunt caiși, piersici, din astea nu se nici fac. Nici nucii nu trăiesc acolo. Nici struguri nu, este viță de vie. Nu. La noi, la casă, străbunicul meu a plantat un dud. Și singurul dud din sat care... Că îngheață dud, zic. Au mai adus oamenii, dar îngheață când îți puieți, când îți tineri. Și nu... Noi aveam un dud. Și toți copiii veneau pe acolo, mă lăsase și cădeau dudele jos, că era mare dudul. Și cădeau pe prin iarba pe acolo și lăsa și pe alți copii din vecini să mănânce dude de la noi. Ce mai sunt cireșe amare, dar schiar amare. Dar sunt aromate. Sălbatici, cireși sălbatici, practic. Și sunt atât de înalți și mari.
că trebuie să fii vrednic să te urci, să găsești, să poți culege cireșele. Și fratele meu era mai mare decât mine și era mai priceput, era și mai mare și se urca în vârful cireșului sau mai rupea câte o crenguță de aia cu mai multe cireșe, mi-au aruncat jos. Ciucurile, ziceam, mi-au aruncat în ciucuri de cireșe. Așa au fost vremurile copilăriei mele, dar ce vreau să spun, nu aveai termen de comparație. Eram fericiți, foarte fericiți, veseli acasă și la doi acasă niciodată nu a fost o atmosferă de îngrijorare, că ce mâncăm mâine sau că nu ne ajunge. Când venea după dare, după impozit, mama s-ascundea în șură și spune că nu s-a acasă, că venea cu căruța de la primărie și dacă aveai restanțe la impozit, îți lua lada cu zeste sau îți lua lucrurile mai scumpe din casă. Deci, nu primeați prea multe cadouri, nu? Nu primeam cadouri. Eventual era 5 lei sau 2 lei sau 6, avem bani de bomboane. Se mai cumpărau bomboane. Și bomboanele cele erau niște bomboane tari, forme de zmeură sau de sâmbure de prun așa alungite și ne bucuram că erau Și dulciuri, jucărica, acum cum dulciuri. au copiii, câte o cameră de jucării. Noi ne făceam jucării singuri, cu briceaguri, imaginam toate jucăriile. Pentru sora mea tăiam un băț, așa desenam cu creionul ochi și gură și puneam o cârpă pe cap, la capătul bățului și zicea că e păpușa ei. Asta era păpușa. Au avut câteodată, spunând și printre pensionari, că unii erau foarte revoltați, că așa nu se mai poate trăi acum. Zic așa, bine nu se mai poate trăi, că nu s-o trăi niciodată așa bine. Iar când e vorba de copii, dacă vrei să ziua cuiva și n-ai ce-i duce să nu aibă deja, au camere întregi de jucării. Și nu se... Ioana mi-a spus un lucru foarte înțelept. Zice, tată, copiii acum nu mai au atâtea bucurii cât aveam noi. Că se bucurau fetele abia când le cumpărau o portocală sau chiar numai la sărbarea de anul nou se băgau portocale, se băgau, ca așa se spunea. Ca Adică, și când le-ar fi dat gratis. ca și când le-ar fi dat gratis. Și se bucurau de o portocală, de o banană, nu de o plasă de portocală, de o portocală. Și spunea Ioana că ce acum copiii nu se mai bucură așa, ci ele se bucurau intens de o puiuleze la de ciocolată de 1 leu 50 sau de 50 de bani. Acum au copii Puișor. un puișor, așa. Da. Și au tot ce le trebuie și totul e relativ, totul e relativ în lumea asta. Că de aceea spun că noi duceam comparativ cu acum, foarte, foarte greu. Dar atunci n-am avut acest sentiment că e greu, că e grea viața. Ne bucuram de viață, ne jucam, râdeam, în casă era veselie, mulțumire, totul e relativ. Și acum zici, aud pe câte unul, așa nu se mai poate trăi. Mi se pare absurd. Deci, ca să sintetizăm, ăsta ar fi secretul fericirii Exact. și al mulțumirii. Să ai înțelepciunea să te știi bucura de ceea ce ai. Nu să aspiri ca în mod absurd să întotdeauna la mai mult, la mai altceva ce nu poți. Întotdeauna va fi cineva care o duce mai bine decât tine, da? Să fii înțelept.